Oare aici stă Dracula? Vai, abia aștept să-l cunosc. Vai, abia aștept să-l cunosc. Sunt așa de fericită. Nu mai pot de fericire. Abia aștept. Da. Cred că asta este casa cu siguranță. Asta este, da, sunt pregătită să-l cunosc. Da, deci, sigur, asta este casa. Ia să mă duc să bat la ușă. Alo, Dracula, stai așa. Eu sunt doamna Pomni din Circul Digital. N-am. Nu voi să bat la ușa. Deschide! Dracula, unde ești? Wow, salutare vampirașilor. Bă, ce s-aude așa ceva? Bă, sunt ținut captiv aici în casa lui mama Catnip. Aoleu, ce s-aude așa în casă? S-aude că-ți dărâmă chestii. Bă, tăi pe acolo. Halo? Cine-i la ușă, mama Catnip? Hai de capul meu, vampirașilor. Ce? Doamna Pomni din Circul Digital? Eu sunt. Ce cauți aici? Acum ai aflat că eu sunt aici, din capul meu! Păi sunt cea mai mare fan a ta și te-am văzut pe YouTube cu mama Catnip și sunt foarte geloasă pentru că acum ești soțul ei. Ok, o să te fur de la ea. Păi ce? Bă, doamna Pomni din Circul Digital e fanul nostru vampirașilor, ați auzit? Stai puțin, îți place de mine, Dracula, și îți place comunitatea mea de vampirași? Da, sunt foarte îndrăgostită de tine, Dracula, și iubesc vampirașii. Hai de capul meu, vampirașilor! Bă, de la mama Catnip sărim la Pomni din Circul Digital! Bă, sincer să fiu, mi-este frică să mă duci unde vrei tu să mă duci, așa că eu cred că o să rămân aici. Nu-ți fie frică, hai să-ți spun o mică glumiță ca să deschidem atmosfera, vrei? O mică glumiță? Auleu, ce glumiță? Cioc, cioc! Da, cine-i? Basturca asta, basturca! O să te adorm, o să te fur! Wow, vampirașilor! Deci, au venit Pomni din Circul Digital, fata Pomni, care, da, bă, trebuie să recunosc, este frumoasă, dar nu știu dacă aș vrea o relație cu Pomni din Circul Digital. Și mi-a dat cu bățul în cap și... Bă! Nu! De sunt ăsta cumva Circul Digital? M-a furat de la mama Catnip de acasă, bă, vampirașilor, au ajuns să se bată fetele din caracterele astea populare pe noi, vampirașilor. Bă, băiatule, unde sunt? Pomni? Ești pe undeva pe aici? Mamă, ce corge... Auleu, Pomni, unde m-ai adus? Le-am adus la mine acasă, în Circul Digital. Poftim, bă, vampirașilor. Oh, nu, bă, ce-ai făcut? Am o întrebare, ai intrat în casă, ce-ai făcut cu mama Catnip? Oh, e un secret, nu trebuie să știi tu ce s-a întâmplat cu ea. Ai de capul meu, cumva ai dat cu bățul peste cap lui mama Catnip? Poate. Bă, vampirașilor, aparent, săraca mama Catnip și-o luat dita mai bătaia de la Pomni. Și acum, Pomni m-a adus aici în lumea ei de Circul Digital. De ce m-ai adus aici? Ce vrei de la mine? Păi, după cum ți-am spus, iubesc să mă uit la videoclipurile tale și cred că m-am îndrăgostit de tine și te iubesc și vreau să te țin captiv pentru tot restul vieții tale și să fii soțul meu drag. Am ajuns la nebuna de Pomni. Trebuie să plec de aici. M-au făcut dita mai cortina. Bă, vampirașilor, ăsta e un loc unde-ți mănâncă sufletul. Hai de cap, uite-o cum sare acolo. Pomni, vreau să spun ceva ce am spus și mamei Catnip. Nu cred că vreau relație cu niciuna dintre voi. Eu vreau să plec de aici. E cum să pleci de aici? Vei sta aici cu mine pe veci. Nici măcar nu ai cum să mori aici, pentru că o să trăiești veșnic cu mine. Nu pot să trăiesc în circul ăsta de nebun, trebuie să fug de aici! Să pleci? No, vine în coace! Nu, vine după mine! Bă, nebune! Nu, uite cum face! Doamne! Nu, trebuie să fug de aici! Unde este ieșirea pe aici? Nu, doamna Pomni, nu, lasă-mă, bă, în pace! În circul ăsta de nebun, uite, bă, cum vine! Ce-ai făcut cu restul membrilor din Circul Digital? Ei mâncat și pe ea, pun pariu că pe mama Catnip ai mâncat-o, nu? Normal că am mâncat-o și urmează să te mănânc și pe tine. Nu, pleacă de aici! Aoleu, bă, vampirașilor! Nu o să plec. Oh, nu, uite, cred că trebuie să ajung acolo sus. Dar cum ajung acolo sus? Și ce o să fac? Oh, nu, o să mă urc pe asta și o să fac dita mai saltul de acolo. Oh, nu, repede! Bă,
vampirașilor, trebuie să fug de aici. Uite cum vine ca nebuna. Murc aici, murc așa cum pot eu. Hai de capul meu. Ha, ha, Pomni, nu pot să urc, nu pot să mă ajungi. Uite, bă, cum... A, nu, îmi vine și ea. Trebuie să fug, bă. Uite acolo, e acolo ieșirea. Trebuie să fug. Vine după noi. A, vine și ea după noi. Vine și ea după noi. Bă, vampirașilor, dacă la mama Catnip acasă era nebunie curată, apoi aici ce să mai spun? Unde-i că o văd pe unde? Uite-o, bă, cum urcă și ea pe stâlpul ăla. Ai din capul meu. Bă, o ajuns acolo, nu? Trebuie să fac dita mai saltul vampirașilor. Uite, bă, ce-a... Auleu, bă! Auleu! Nu trebuie să fug. Uite-o că văd că vrea să vină și ea. Dracula, să te ajung. Auleu, bă, uite-o că s-a osărit și ea. Uite ce nebună ai, bă, vine încoace. Trebuie să fug. Oh, nu. Bă, oh, vine și auleu. Dracula, să nu fugi de mine. Nu ai unde să te ascunzi. Bă, trebuie să fug, bă. Ce, bă, nu-i nimic după ușile astea. Ce e aici, bă, ajutor. Ce-s cu tablourile astea, cercul digital. Bă, ce? Nu-i nimica în aici. Nu, vine după mine, uite ce nebună ai. Nu, trebuie să fug pe aici. Bă, ce-i camera asta? Nu, doamna Pomni, nu. Nu! M-am prins! Dracula, îți trebuie. Hai de capul meu, chiar ne-o prins vampirașilor, Pomni. Bine, Pomni, mă predau. O să fiu iubitul tău, da? Da, bravo, uite, un merișor de aur pentru tine. Stai, ce, tu poți să... Mamă, bă, să știi că chiar îmi este foame. Mamă, deci cât de bun a putut să fie mărul ăsta. Mulțumesc, Pomni. Deci, explică-mi puțin. Asta e tot ce ai vrut de la mine. Ai vrut să mă furi de la mama Catnip. Bă, ce ai făcut lui mama Catnip? Asta e întrebarea mea. Deci, ce o să se ajungă? O să vă bateți toate fetele pentru mine? Da, pentru că ești cel mai drăguț. A, asta chiar e drăguț, vampirașul, un super like pentru Pomni aici. Bine, și ai, ce facem aici sus? Păi, asta este lumea mea și vreau să ne distrăm aici împreună. Wow! Bă, bine, văd că ai o grămadă de chestii din astea de amuzament. Acolo e un roller coaster? Mhm, e super distractiv. Bă, dar vezi că chiar e tare și ăsta e cumva un tobogan cu apă? Da, e super fain. Mamă! Dacă ești băiat cu minte, episodul următor o să-ți arăt casa mea drăguță și o să locuiești acolo cu mine pentru tot restul vieții. Mamă, vampirașilor, deci de la mama Catnip nebună, care am stat în casa ei cu domnul Motan atâtea zile, o să ajung la nebuna de Pomni din casa ei acum. Ce distracție! Bine, Pomni. Păi, hai, măcar, bă, mama Catnip m-a pus să mănânc numai iepure și nu făceam nimic. Măcar tu aici ai dita mai parcul de distracție, uite puțin ce șmecher. Păi da, eu sunt foarte distractivă. Bine, păi na, ești pregătită să ne dăm un topoganul cu apă? Da, haide, tu primul. Bine, hai și tu așa. Hai că uite cât de șmecher este, mamă! Ține-mă, Pomni, mă duc, Pomni! Bă, ce distractiv este! Haide, prin apă! Bă, dar vezi că chiar e tare! Îmi place enorm de mult Pomni în topoganul ăsta cu apă. Deci așa distracție... Amanec, ajută-mă! Te ajut, hai, sus! Vai, vampirașilor, unde am putut să ajung cu Pomni aici? Vino cu Pomni, hai! Chiar mă distrez, adică v-am spus, la mama Catnip... Dar de fapt, și cu mama Catnip m-am distrat când am fost atunci la Costinești și la mare. Bă, da, asta e altceva! Ce viteză avem! Pomni, mai trăiești? În spatele tău, uite, nu mă vezi? Bă da! Mamă, ce tare ești! Abia aștept să mergem și la roller coaster, vampirașilor! Ajung la capăt! Wow! Așa, ține-te bine, mama Pomni! Ups, am zis mama Pomni! Auleu, mamă! Și acum o să cădem! Ține-te bine! Mamă, ce distracție! Hai, Pomni, aruncă-te, te prind eu! Cum? Și... Uai, cât de tare! Mamă! Bă, vedeți, vampirașilor, că e chiar foarte șmecher. Hai, Pomni, știi să noți? Da, uite. Bă, nu prea pare. Știe să note. Aici, uite, aici e barca din circul digital. Auleu. Bun, și acum, cred că...
ca pe final. Vino cu pomnii, vino cu ce trebuie. Vino cu așa. Așa, hai, hai că te țin eu, vino cu a, vino cu a, hai. Ține-mă. Te țin, te țin, hai, te trag, te trag, vino cu a, vino cu a. Așa. Pă, chiar a fost o distracție super ca lumea vampirașilor. Mi-a plăcut super mult. Hai, vino cu a pomnii. Vino cu a ce. Chiar, bă, trebuie să-ți recunosc ceva. Chiar m-am distrat. Păi, ți-am zis că să te distrezi cu mine. Da, da, chiar mă distrez. Au! Pentru ce a fost asta? A fost din greșeală, pentru că ai crezut că nu o să te distrezi cu mine. Poate să dau așa. Băi, vino cu aci, băi, vino cu aci. Nu, nu, vino tu încă. Bun, vampiraș. Ai soțul perfect. Mă prefac că n-am auzit asta. Bine, haideți să vedem. Acum o să mergem la roller coaster-ul ăla. Haide, repede să mergem. Da, de ce repede? Că după aia vrei să mă duci la tine acasă? Exact, vreau să te duc pe tine și pe vampiraș. Bă, vampirașilor, sunteți pregătiți în episodul viitor. Deci nu uitați de butonașul de like dacă vă place ideea cu pomnii din cercul digital, care mie mi se pare destul de șmecheră ideea. Nu uitați să apăsați acolo, dar pe butonașul de like și în episodul viitor mergem la ea acasă. Și cred că o să pățim ce-am pățit și cu mama Catnap. O să aibă grijă pomnii de noi. Bun, hai să urcăm în roller coaster-ul ăsta și să-i dăm tare, vampirașilor! Iuhu! Bun, vampirașilor, am ajuns aici, așa că pe final de episod, pomnii vrea să ne arate toate distracțiile ei. Hai, vino cu cap, pomnii, bă, eu n-am... Auleu, bă, m-am pus, pomnii, ajută-mă! Bă, din greșeală! Urcă-te și tu, hai! Trebuie să după tine! Vine, uite că vine după mine! Bă! Ce distractiv este! Uite-te, văd, îți place? Foarte mult, e super distractiv. Bă, chiar este foarte distractiv. Da, bă, vampirașilor, da, sper că v-a plăcut acest episod cu pomnii. Deci fii atent, pomnii, așa, fii atent, vreau să-i fac o farsă lui pomnii când sarai, o să sar aici jos. Ha, ha, te prind, pomnii! Vino cu bă, sari, bă, sari! Pomnii, da, așa. Bun, bă, prea tare, prea tare, vampirașilor, bine. Bun, vampirașilor, sper că v-a plăcut acest episod cu pomnii aici. Bă, pomnii, chiar am avut o zi super șmecheră. Bă, chiar m-am distrat, chiar m-am distrat, să știi. Chiar m-am distrat, a fost chiar foarte șmecher că l-ai chemat pe rechinul Draculas aici. Vrei să le spui ceva la vampiraș? Vampiraș, nu uitați de like, subscribe și comentarii dacă v-a plăcut să veniți la Cercul Digital. Da, vampirașilor, și fiți pe fază că o să scot episoade extrem de șmechere. Bine, pomnii, pa, pa, pomnii! Bine, vampirașilor, ne vedem în episoadele de mâine. Pa, pa!